Doamnelor și domnilor, în zi de sărbătoare de Sfântul Nicolae, Nicolae Paleț, maestre, bună dimineața și bine ați venit la noi în platou. Bună dimineața și bine v-am găsit. Vă rog, că nu-i frumos să ții un oaspete drag în picioare prea mult timp. Vă rog să luați loc aici pe canapea, pe mijloc. Așadar, mersi că ați găsit timp în primul rând, pentru că este o zi importantă pentru dumneavoastră, ziua numelui. Cu siguranță, casa va fi plină de lume frumoasă astăzi, de Sfântul Nicolae. Cum vă simțiți? Ca în zi de sărbătoare. Asta bucură. În principiu, un artist întotdeauna are în suflet ziua aia de sărbătoare, starea aia de sărbătoare. Când păi creează, când... Sigur că da, ai perfect dreptate. De altfel, noi trebuie să fim, așa cum zici tu, starea de sărbătoare, fiindcă cei din preajmă asta așteaptă. Și atunci noi trebuie să le aducem bună dispoziție. Noi n-avem dreptul altfel. Și, de fapt, este o menire a artiștilor. Și tu faci din tagma artiștilor parte și eu știu că știi ce înseamnă asta. Da, nu întotdeauna este foarte ușor, dar, într-adevăr, pentru că noi, eu cel puțin așa spun, că Dumnezeu mi-a dat un dram de talent. Și atunci noi trebuie să-l înmulțim și să-l împărțim cu ceilalți din jurul nostru și să-i bine dispunem. Pentru că ăsta este talentul nostru. Talentul dumneavoastră este să bine dispuneți oamenii prin muzică și prin arta pe care dumneavoastră o faceți și o promovați. Sfântul Nicolae, ce-și amintește Nicușor? Cum vă dezmierdau în copilărie părinții, bunicii? Exact, ai perfectă dreptate. Expresia frumoasă, Nicușor și Nicolae, deja când am crescut mai mărișor, vreau să vă zic că îmi place numele meu. Eu eram copil și poate că nu prea dădeam important la acest lucru, dar cu anii îmi dau seama că, de fapt, ca și orice nume, orice nume este frumos. Important că omul trebuie să facă acest nume să sune frumos, să-l facă cu adevărat. Fiindcă prin ceea ce face, deja și numele omului vorbește și atunci numele omului capătă o mai mare importanță. Dar cum vă dezmierdau totuși Nicușor, poate Colea, pentru că în perioada sovietică Colea era un nume foarte des întâlnit. Da, vreau să zic că era foarte des, dar Coliță era de acasă, da. Și apoi taică meu mă lua lângă el în permanență, că trebuia să merg, eu eram cel mai mare băiat la tata, adică dintre frați cel mai mare, dar am trei surori mai mari. Mai mari, da. Și el mă lua lângă el în permanență și la coasă și, să zicem, atunci când se adună fânul și când se curăță via și când se ascult hărage. Ajutorul tatei. Exact, și l-a tras la teasc și l-a scos răvacul și l-a pus murături și toată treaba casei. Eu, mâna dreaptă al tatălui, sigur că da. Eu vreau să zic că, și mă mândresc și îmi place să spun la toată lumea și să mă laud, că de fapt dacă în gospodăria unui om, omul, așa nouă ne place, că gospodarul se vede de la poartă și gospodina se cunoaște buna gospodină în casă. Eu îmi place să spun că nu există lucru care eu să nu-l pot face în gospodăria mea. Într-un timp am făcut și aveam și un butoieș de vin la balcon. Acum nu-l mai fac, dar am murături. Varză murată obligatoriu și celelalte murături care se încep cu roșii și cu toate celelalte. Aveți grădină proprie? Am un mic lot de pământ, așa cum se obișnuiește la cei de la oraș. O grădină, da, o grădină de 6 ari. Așa cum îmi place mie să spun, adică îi place soției să spune, mergem la moșie. Adică care e moșie noastră? dar sună frumos, că știu că mai dezmiar de acest lot de pământ, fazendă, vilă. Da, dar nu e expresia populară, tradițională a neamului. La moșie. La moșie. Ei, acolo la moșie vreau să vă zic că... Atenție mare, domnul Paleț, pentru că dacă revin ăia care ne-au dus prin Siberii înghețate, dacă o să fiți moșieri, este chip să se repete istoria. Da, așa că mai bine spuneți-i de vilă, că ei s-o obișnuiți cu asta. Nu, din 6 ani mare moșei nu faci. Eu acolo nu am o casă, nu am o vilă, dar am acolo, vreau să zic, un mic acoperiș, un vagonaș unde mă dau la dos când plouă și când e mai frig și când e mai cald. Dar am copaci tot felul. Asta e plăcerea mea, ca să fie începând cu cireșele de dimineață, de vreme, și până toamna târziu, din mai. Cireșe, vișine, pruni, caise, toate celelalte, până la mierc și celelalte târziu.
când mergeți acolo în sânul naturii, în oaza dumneavoastră, în mica grădina Edenului, dacă îmi dați voie să-i spun așa, creată de dumneavoastră împreună cu soția, cum vă simțiți acolo? Că sunteți în sânul naturii, sunteți dumneavoastră fără acolo noi scoatem toate măștile și suntem noi adevărați, când suntem cu picioarele desculți în țărână și atunci facem conexiunea cu, nu știu, cu universul, cu cel de sus. Perfect, dumneavoastră, perfect. Cum vă simțiți? Eu, să-ți răspund la întrebarea ta frumoasă, mă simt stăpân. Acolo mă simt stăpân. Expresia frumoasă, dacă se zic așa la figurat. Fiindcă acolo am posibilitate să-mi pun și roșii și castraveți, dacă vreau îi pun, dacă nu, nu. Dacă vreau altceva, am și flori, am și trandafiri, am și... Toată plăcerea e acolo. Adică lucru cu pământul... Inspirația tot de acolo vine în muzicală. Tot de acolo vine, sigur că da. Noi, de fapt, suntem doi oameni de creație, împreună cu soția, ea face vers, eu fac muzică și în cel de urmă este un cânt care ajunge la sufletele celor eu care așteaptă. Eu numesc așa frumos. Standru, business de familie. Business de familie. Da, că și eu cu nevasta suntem actori. Exact. Și tot, dar asta este în sensul frumos al cuvântului, pentru că faceți un business în sensul ăsta artistic. Foarte minunat, frumos. Așa este. Și încercăm să ajungem la sufletele tuturor, pentru că, de fapt, lumea asta așteaptă. Cât ne reușește, rămâne să aprecieze cel care ne ascultă. Corect, corect. Spectatorii sau telespectatorii. Exact. În această dimineață, în zi de sărbătoare, dumneavoastră veniți cu o premieră. O premieră muzicală. Da, exact. Vreau să zic că am înregistrat un cântec. Chiar are două zile de când a ieșit din cuptor, studio sau din cuptor. Din cuptor. Așa cum zicem noi, fiindcă oricum asta e semnificația. Acum, sigur că da. Da. S-a copt. De fapt, ai perfect dreptate, s-a copt câțiva ai timp și își poartă o denumire mai aparte. Sărut mâna, tată drag. Este exact un omagiu pentru părinți, pentru tată. Pentru tatăl meu nu mai este în viață, părinți mai bine zis, nu mai sunt niciunul cealaltă. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Domnul să-i odihnească, dar sunt cei care au părinții și apoi tema părinților este foarte actuală. Și azi suntem în zi de Sfântul Nicolae, de sărbătoare și apoi de ce să ne amintim de cei care nu mai sunt între noi, dar cei care îi avem să ne trăiască sănătoși, cei care poartă numele de Nicolae să fie mândri de acest nume. Și, cu adevărat, noi, cei care aveți părinții și mergeți acasă, eu așa le spun la toată lumea, să le purtați stima și respectul. De fapt, noi suntem datori până la pământ și ne încheiem pentru acest lucru, fiindcă sărut mâna părinților este o onoare, de fapt. Da. Cei care au părinți încă în viață, este o onoare să le sărutați și obrazul și mâna. Și așa este bine și frumos. Asta este tradiția. Și copiii trebuie să o vadă, trebuie să o știe. De fapt, vreau să vă zic că eu sunt cu gândul la copii și la nepoți. De fapt, nepoțica este departe de casă. Și eu am avut grijă, împreună cu soția, ca să ajungă ceva în cizma lui Moș Nicolae, așa cum zicem noi. A fost o preferință nemaipomenită. Zic eu că sunt departe de casă, sunt în Italia, la Bologna. Și au avut o preferință ca să ajung o sanie de aici, de la noi. Din lemn făcută, adevărată. Și eu m-am gândit cum ar putea fi treaba asta. Este o chestie nemaipomenită. Și să vedeți că, uitați-vă, suntem astăzi în zi de sărbătoare și nu m-au primit sania și am primit și telefonul. Că a nins. La ei? La ei a nins. În Bologna a nins? A nins. Nemaipomenit. Și eu zic, băi, ce înseamnă un gest de felul ăsta? Să fie util sania. Da, nepoții să se destreze, nepoții, că sigur că da, să se dea așa ca vântul și ca gândul să zboare cu săniuța. Maestre, vă mulțumim foarte mult că sunteți astăzi la noi în ospeție și a venit momentul să audiem, să ascultăm această nouă piesă, Sărut mâna, tată drag, pentru toți părinții, pentru toți tații noștri. Să ne ridicăm în picioare și, da, mi-a venit acum în gând, cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și astăzi glasul lumii plângând. Dragilor, cât sunt părinții în viață, mergeți acasă, pentru că sunt cu ochii cărare la portiță și tot așteaptă copilașii și nepoței. Cât sunt, că după care nu mai există nimic. Bun, este foarte trist. Maestrul Nicolae Pareț, de Sfântul Nicolae, cu o premieră caldă, proaspătă, așa scoasă din cuptor. Vă mulțumesc și vă ascultăm. Mulțumesc.